Ciocănești din județul Dâmbovița a devenit prima localitate cicloprietenă. Mai exact, este comunitatea pilot a proiectului Centura Cicloturistică București, un proiect cu viziunea creării unei rețele de comunități rurale din jurul Bucureștiului, care să formeze un mediu prietenos pentru cicloturism. Iubitorii mersului pe bicicletă, având la dispoziție un traseu de 25 de kilometri în jurul localității. De curând a fost inaugurate alte două trasee de cicloturism și în zona Urlați, din Prahova. Primul traseu a fost denumit Urlați și cuprinde 18 km. Este compus din 90% asfalt, iar ca nivel este indicat pentru începători și familii. Cel de-al doilea este traseul Vărbila de 13 km, alcătuit din drum pietruit și poteci de pământ, iar ca nivel este considerat medium. Din comuna Ciocănești au vrut să amenajeze un traseu de cicloturism care să traverseze satele din comună. Iar noi, Cycling Romania și asociația, mai departe este să încercăm să multiplicăm acest stil de lucru cu comunitatea locală și în alte comunități, cum am făcut la Ciocănești. Astfel, practic, am ajuns în zona Urlațiului. La Urlați avem în momentul ăsta două trasee marcate, în total peste 40 de voluntari locali, tineri din Urlați și din împrejurim, care au contribuit la activitățile de marcare, precum și la evenimentul de inaugurare. Și, practic, mai departe ne dorim să marcăm și alte trasee, astfel încât, într-adevăr, să putem să vorbim de o rețea de trasee de cicloturism. Scopul principal al acestui proiect este... Ne dorim să dezvoltăm cicloturismul, să atragem cât mai mulți români în direcția aceasta de petrecerea timpului liber și, chiar mai mult decât atât, să introducă bicicleta în stilul lor de viață, ce este, să zic, o provocare mare. Și în același timp, să zic, ca obiectiv secundar, ne dorim să implicăm comunitatea locală. Pentru că numai așa proiectele, orice fel de proiecte și legate de cicloturism și legate de alte domenii, au șanse să reziste și să se dezvolte în timp, numai când comunitatea locală este antrenată. Mersul pe bicicletă, fie în parc, fie acasă, este o modalitate de a vă menține sănătoși, în formă și de a avea un tonus bun. Spre deosebire de mersul la sală, acesta este resimțit ca o activitate fizică plăcută. Studii recente au demonstrat legătura directă dintre mersul pe bicicletă, 30 de minute pe zi, și scăderea riscului de apariție a unui eveniment coronarian cu 50%. Din fericire, în România, mersul pe bicicletă este din ce în ce mai popular. Nu cred că există în momentul ăsta vreun județ unde să putem să afirmăm lucrul ăsta, dar cu siguranță este un trend ascendent. Putem să vedem în orașele, în special orașele mari, nu doar București, ci și alte orașe mari din țară, că bicicleta devine din ce în ce mai importantă pentru oameni și ușor, ușor practica de petrecerea timpului liber pe bicicletă, de turism pe bicicletă se va dezvolta la nivel de județ.